verbal încheiat în ședința de 31.03.2017. Cine este pentru? L-ați consultat? Așa. Apoi dau citire ordinii de zi. Împotriva abținerii, nu? Dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local de Egiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor și deșeurilor municipale în județul Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plata a sumei de 5.351 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport, personal didactic și auxiliar pentru luna martie 2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local GDGU în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. În perioada următoare, ADIS Bacău va implementa procedura de evaluare pentru delegarea serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri. Întrucât până la această dată, unii membri din Comisia de Evaluare și-au schimbat locul de muncă, este necesar modificarea și completarea hotărârii ADIS prin votul membrilor. Drept pentru care doamna Stanciu Elena, care este reprezentată Consiliul Local în ADIS, trebuie împuternicită de Consiliu pentru a putea vota în ADIS. Împuternicită. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Nu știu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plata a sumei de 5.351 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport, personal didactic și auxiliar pentru luna martie 2017. Aici așa. Aici așa. Aici sunt obiții. Aprobăm în fiecare ședință. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri, nu știu. Abțineri, da. Nu mă abțineri. Trebuie să mă abțineri? Da, da. Ce e? Două. Da, pe Da. Deci, exact cum spunea, niciun membru al Consiliului Local nu poate participa la dezbatere, la luată lor, când au un interes de natură patrimonială. În speță, soția și doamna lucrează în împărțământ, drept pentru care se abțin, ca să nu fie incompatibil. Așa, da? Așa, trei. Nu, dar nu, da. Da, punctul 3, diverse. Cine se înscrie la urmă? Domnul Mărgălina? Mai înscrie cineva? Da, eu vreau să prezint o situație, probabil la nivel intern în primărie să știe. De altfel bănuiesc că este întâlnită de mai mulți cetățeni. Destul delicată și datorită faptului că se întâmplă financiar, adică pe cheltuiala și pe spatele contribuabilului. Situația e în felul următor. O științare de plată la un contribuabil care în data de 1.3.2017, da? Are o sumă, deși și asta e apărut așa cu ghilimele, de 1.400 de roni restanță. Adică niște amenzi foarte vechi, sau pot spune chiar extraordinar de vechi, depășesc și 10 ani, 15 ani. Apărut e până, contribuabilul ăla a funcționat, adică și a făcut plățile an de an, a venit, nu i s-a prezentat situația, acum zic, bun, mai grav este că din data din 1-a-3-a până în data de astăzi, da? Deci ăsta e și cald, cu tot cu ștampilii, cu tot, așa, deci pe 27-a-4-a-2017 are 2500 și 0,3. Deci,
iarăși încă vreo 11 milioane, iarăși niște amenzi care spune, domnule, tot așa, din nu știu când, 10 ani, 12 ani, 15 ani, partea și mai proastă, cu o parte din eritați, de exemplu în 2012. Întâmplător a găsit omul, dar cine facem că știm bine că nu poți să păstrezi o chitanță chiar 15 ani. Dar o găsești plătită chiar la comuna Ilegiu. În primărie, neoperată sau operată așa cum s-a făcut. Situația e că pe acel om îl pui în problemă și mai mult decât atât îl și împiedici să eliberezi un certificat fiscal, să-și facă un demers de vânzare de teren, de casă, de ceea ce îl pui să plătească sau îl împiedici. Păi pe instanță să-și judecătorească, de acord cu noi astăzi, dar ce faci? Că dacă el vrea să vândă, eu vând astăzi o mașină, nu vine din Timișoara. Spun, domnule, stai să mă duc să dau judecată, să... Plătești datoriile, plătești amenziile. Știți că în altă parte amenziile se execută. Deci, amenziile care deja le-ai plătit odată, să zicem, nu? Nu, la atâta vreme cât sunt înregistrate la Consiliul Local, tocmai de asta sunt venite aici, pentru că n-au fost plătite în 48 de ore, cum spune legea, și atunci postul de poliție a înregistrat, a trimis la Unitatea Administrativă Teritorială. Aici vorbim despre altceva. Deci, contribuabilul avea obligația să trimite chitanța la poliție, dacă plătea mai amenda 48 de ore. Dacă nu a trimis chitanța la poliție, poliția trimite către primăria amenda și se ia în debit. Așa este. Dacă aveți chitanța, vine cu ea și operează. Așa, de chitanța din amenda. Deci, acel contribuabil, acum și ceva de zile, nu avea datorii, da? Deci după aia apare cu 14 milioane. Da, dar astăzi apare cu... Știți de ce, nu? Pentru că el stă în curte cu tatăl lui și tatăl lui a venit să ia o adeverință. Dar vorbim de amenzi din 2011. Dar nu vorbim să din sunt. Hai să vorbim pe cazul real. Dar nu e un singur caz. E cazul. Uitați și Oprea a avut și el. Hai să nu aruncăm. Chitanță. Hai să vorbim pe cazul ăsta. Ați trimis chitanța la poliție. Ați trimis chitanța la poliție și vă venit în continuare la poliție? Dar vă dați seama că din 2011. Da, a fost chitanță din primărie. A fost și achitată la primărie. Dacă aia a fost achitată în primărie, nu era normal să fie operată? Deci, cetățeanul speță, despre care vorbiți dumneavoastră. Un caz în speță. Poate e același. Nu e sigur, e mai mult izolat, da. De ce vă mai duc în cazul nicineva plătit două ori în costul pe clădire? Ascultați-mă un clip. Vorbim de cazul ăsta. Lăsați impozitul și după aia ajungem celălalt. I s-a trimis înștiințare de plată tatălui, da, care are rol și are de plată. Tata, cetățeanul, care are rolul, a venit că avea nevoie de adeverință pentru Apia. Dom'le, am venit să plătesc, să pot obține adeverința. Și am venit de plată atât. La care el se uită, ce înseamnă ăștia? Păi, asta înseamnă taxă de și asta este amendă. Iar cetățeanul, tată, proprietarul de rol, spune, da, dar să știți că amenda asta nu este a mea. Eu plătesc doar ce e al meu. Doar ce e al meu. Amenda asta este al fiului meu care stă în casă cu mine. Așa. Și-a plătit ce e al lui ca să aibă, să poată scoate, să ducă la APIA și nu știu ce. Și atunci, la data de 3-a, cât spuneți dumneavoastră, fiul lui avea de plată 14 milioane, la data de 27 sau cât spuneți dumneavoastră, avea suma care tatăl spune, domnule, este amenda, asta nu e a mea, e a lui fiul meu. Da, și s-a adăugat să nu fiu usul. Da, dar și... sunt amenzi. Deci, vreau să spun un următor lucru. V-am dat exemplu în cazul de față. Am înțeles. Că s-a dus și a întrebat, de ăla spune, fiul s-a spus așa. Dar sunt amenzi din 2015, care, domnule, că zic, nu apărea nici la tatăl acum un an, să zicem, da? Da. Nu apărea. A apărut acum, în una, pe întâia, deci atunci a fost înștiințare, prima înștiințare, dar a făcut tot anul. În 2-a-3-a. Iar astăzi se face altă înștiințare, pe 27-a-7-a, cu alte sume. Deci, încă o dată. Soata. Și mai sunt, deci mai e o problemă că
apare o chitanță, una de mesele, poate să fie și celălalt. Da, da? Adică, da, scrie bine, că cu mâna e legiu, da? Deci vorbim, nu vorbim de nimic altceva, da? Este plătit în comuna Ilegiu la data de 19.1.2012, deci sunt 5 ani de zile. Care nu apare operat în calculator. E plătit aici. Am înțeles. Este plătit. Dacă omul nu găsește, asta vreau să vă întreb domnul primar, dacă el nu găsea, da? Ce face? Mai plătește o dată? Pe a cui greșeală? Acel om, despre deci care pe a cui greșeală? Nu contează care e omul, nu contează nici... Un om. Da, un om. Bun. La fel cum veniți dumneavoastră și mi-ar dați o citată. Și dacă nu găsește, să mai plătească o dată pentru că ce? Că cineva l-a oferat în calculator. Dumneavoastră știți că aia este chitanța despre care se face referire? Una din ele, că sunt mai multe aici. Păi da, el a avut 5 amenzi, din care 4 le-a plătit și are chitanță pe ele. Și a 5-a i-a apărut un calculator, că neplătită. Putem? Păi cum ne apare în calculator neplătită? Că e plătit, dar în 2012. El a venit. E plătit în 2012, înțelegem bine ce vorbim. Da, domnule, da, dar e posibil să fie... Deci a fost în știința că e o altă chitanță. Dacă sunt în 2002, zice că are 2002 amenzi plătite. Păi ce ăla om mai are chitanța acasă în 2002? S-a avut 15 ani. Ce vreți să fii singur? Din cauza la plătit, la venit cineva, o plătit impozitul și aici nu era așa. De fapt, da, așa spun. Acum, dacă chitanța este contravaloarea amenzii, despre care facem bun. În 2002 nu era nici program, domnul Mordelina. Deci nu aveau cum să le scadă la momentul respectiv în calculator. Și acum să mai plătească încă o dată, asta e soluția. Nu, păi nu este soluția asta. Dar dacă nu are altă problemă, știi, de fapt, dacă o să te rătești pe rătăță și poate să plătească. Dar e posibil ca un bătrân să dea la poate. Păi așa, deci poate fi un procedură în faină. Stai, domnule, peste 15 ani... Și l-am văzut aia și nu mai taie. Peste 15 ani, cine mai poate taie? Deci... Moșneacul poate dă banul la poartă și după aia spune, lasă-te, da, eu îți aduc evitanța și evitanța nu mai aduce. Și e obligat ca pare. Da, aici iar vorbim discuții, știi? Aia din 2002, Moșneacul, era discuții. Nu, mai era discuții de ani. Nu mai vine așa Moșneacului, dacă a dat banii, să primească evitanța. Și mai am și altă bani. Deci, hai să încheie discuția eu. Deci vă spun așa, ca precauții pentru toți cetățenii Comunei Legiu, e următoarea. Să păstrați chitanțele, că puteți să aveți surprize și peste 10 ani și peste 15, deci recomandarea asta. Păstrați chitanța. Păi da, dar vă spun că să și deteriorează în timp. Dacă păstrați 20 de ani, păi ce am făcut? Vă lăsați să trebuie ceva, domnul Mărinte. Da, am încheiat, poftim. Deci, exemplu, sunt fiecare an. Ianuarie, februarie, lunii acesta, mereu impozit, niciodată n-am întârziat. Anul trecut i-a venit pe pământ suma de 14 milioane, ca și cum l-am mai plătit de 10 ani în urmă. În momentul în care acești domni vin an de an și își plătesc impozitul pe casă, pe mașină, de ce nu i s-a zis și de acel teren care nu a plătit de 10 ani de zile și a venit o sumă atât de colosală pentru niște oameni care nu au venit? Adică de ce nu e înștiințați în fiecare an, ai și de plată acest pământ? Din 14 milioane pentru 10 ani sau câți ani îl că nu au plătit plantul niciodată. Pământul acela nici nu-l folosește. Pentru că 4 ani, pentru că ele au un termen de prescripție de... De 5 ani. Deci amenzile au termen de... Nu vorbim de amenzi. Nu se presc. Nu se presc. Nu. Doar impozitul. Da. Deci dacă nu ai plătit 5 ani, ești coco în 6 ani. Nu, nu, nu. Îmi beneficiezi cu tine. Da, dar s-ar putea în astea 5 ani să primești o științare de plată și atunci... Îți o întrerupesc. Păi s-o primi nou, cu nicio științare. Vin la primărie și spun că n-ai nicio datorie. După aia vin și 25 de milioane. Asta, știi? Și ai nevoie de ce fie acasă. Nu la un metru acolo, la un metru acolo. Așa s-a întâmplat. Nu trebuie niciodată să fac o declarație. E ușor așa, știi? N-am primit declarația mea. Ei n-au făcut dezbatere. Nu spun nici. Doar că are intenția oare. E trusnea. Nu plătea nimeni. Ai înțeles? Și nimeni nu folosește. Dacă pot fi, nu pot fi. Să facă dezbatere în moștenire și atunci ar fi exact ce folosește documentul pe care îl da. La fiecare mai are. Deci dacă nu-l folosește, nu e a lui, sau cum? Ce înțelegi? În acte este o moștenire de la părinți. Asta și nu trebuie făcut de dezbaterea moștenirii? Ca să știm a cui este? Da, ideea era nu că de ce a fost sau de ce a venit. De ce mi s-a exclusat în fiecare an? Lor, de moment ce a fost un pământ de al părinților, figurau probabil la domiciliul părinților, că acolo era trecut și de aia nu le-a venit lor, că au venit și au plătit impozitul lor pe casă, pentru că aveau dat ce terenuri pe care le aveau ei documente. Și atunci, domnul Juvici Primar, care e soluția pentru o persoană în cauză, zice, fie cu teren sau fie fără teren, cu amenzi, ei, lui s-a duce la cunoștință astăzi, care are amenzi neplătite, deci nu știu până astăzi,
de 15 ani, da? Da? Și la nevoie de un cetățean fiscal. Cum să nu știi? Cum să nu știi, domnule? Dacă ai primit amenda, nu știi cum ai miflat, trebuie să semnezi. Păi nu știa aici. El a plătit-o atunci. Dar aia cu 15 ani, zic tot. El până azi nu știu că aici figurează. Și are nevoie de cel certificat fiscal. E vreo procedură care ne-a spus în cazul cum? Adică să plătească un cum? Lunar sau ce? Sau să zicem că plătește o sumă? Se poate da certificat fiscal cu acest venit, cu această datorie. Se înscrie în certificatul fiscal. Ce datorie are? Dacă cei de la oficiul de cadastru consideră că pot să ia în calcul acest venit, sunt anumite locuri unde te duci și atunci ăia spun aduci certificat fiscal pe zero sau aduci certificat fiscal, pur și simplu. Și în certificatul fiscal scrie că ai datoria, exigențe. Dar nu poate fi corect, adică atât timp cât tu să aduci azi la cunoștință, mi-ai adus o amendă plătită, că ai plătit o amendă, dar să fii câtuși curent, un an, doi, nu? Să zicem. Dar este vorba, care este vorba de o singură amendă. Nu de mai multe, dar care e unul până luna asta, până luna treia, n-aș adică, bine. Dacă sunt mai multe, el n-a știut că a avut amenzi neplătite? Păi nu, el știe așa, deci persoana cauză știe că atunci când a fost agresiv, a fost sancționat, a plătit omul. În evidență de la primărie până 2016-2015, omul nu avea nicio amendă. Deci nu avea niciun sol. Astăzi are sol. Surpriză, bineînțeles. Și toată lumea are surpriză de cu justificare. Stai un pic. Dar cu justificare din 2015. Domnul Măgălin, dumneavoastră aveți amenzi neplătite? Nu, că vă duceți replătiți în 4 ani. Și eu am avut surpriza. Eu nu am. Și eu am avut surpriza și găsesc aici o amendă. Deși era tot aici. De acum vreo 3 ani de zile. Și din noroc a fost că am găsit chitanța acasă. Dacă nu o găseam... Deci... În cazul ăsta, ce greu, omul să-și ceară certificat fiscal cu datorii. Primăria nu-i eliberat certificat fiscal cu zero. Și ce are? Peste 3 ani cu datorii. Ce aici? Dacă am un certificat cu zero... Mai e certificat fiscal cu zero. Nu poți mai peste 2 ani că am datorii... Nu peste 2, peste 15. Poliția... Poliția fiscal cu datorii plecat. Poliția Focșani te oprește mâine când ești la București. Îți da amenda. Tu nu vine peste 15 ani, domnul Vizic. Da, e adevărat. Nu vorbim de 15 ani. Vin la majorat, la 18 ani. Încă o dată, da. Repet. Trebuie verificată chitanța pe care dumneavoastră o... Chitanța pe care dumneavoastră ne-o arătați, dacă este de avaloarea procesului verbal despre care tot dumneavoastră faceți referire. Dom'le, problema eu văd grav în datorită faptului că amenzile sunt adevăr foarte vechi, dar i s-a dus la cunoștință abia astăzi, ieri la întâi, dar nu, dacă s-ar fi spus domnul și anul trecut, băi, nu știai din, de-anul trecut, de-acu 2 ani, de-acu 5, de-acu 10, e regulă, ești negligent, nu ți-ai plătit, dar s-a mai făcut nimica. Dar tu vin după 15 ani, s-i adus la cunoștință o problemă în care e cam greu să spune. Eu vă spun, n-ați vrut să-mi chitanță, dar cu mine, de-acu 15 ani? Sunt nicio fără. Și atunci? Și dacă vine ieri, eu spun, doamne, n-ai plătit de-acu 15 ani? Chitanța. Da, peste 2 luni întâia lumina. A, și atunci? Bă, și eu vă spun, doamne, și aici nu mai îmi dă voi să merg. Încă o dată, repet ceea ce v-am mai spus. Trebuie verificată dacă chitanța aia face referire la procesul verbal de-acu 15 ani. Domnul Vici, nu vreau să fac vreo, să iau pe cineva în brațe să-l scutești de amenzi, da? Dar nici nu o să-l îngrop că nu, mai, nu se mai găsește în evidență chitanța, iar cu 15 ani. Haideți să vă spun ceva, că în 2006 au fost preluate de la finanțe, 2006, finanțele au predat către autoritățile administrației publice locale chitanțe la vremea respectivă în valoare de 7 miliarde. Deci amenzi neplătite. Vorbim de 2006, da? Deci de la 2002 până în 2006, eu nu cred că finanțele n-au făcut o înștiințare, iar de la noi acest domn nu a fost înștiințat vreodată că are amenzi. Acum, când îi se face o înștiințare detaliată, spune, păi n-am primit. Păi n-a fost, n-a avut nu, nicio amendă până acum. Nu pot să plec. Păi uitați, dar n-a avut în 2012, deci n-a avut în luna a treia, anul ăsta. Păi erau la rolul tata cu domnul Măgălina, de exact asta v-am explicat. Alea două. Nu, amenda. Deci este vorba de care face trecerii. Prima înștiințare la noi este vorba de una de aceeași persoană sau de tatăl și fiu? Nu. Tatăl și fiu. Tatăl și fiu. Când a venit tata. Dar e vorba de când sunt amenzi? 2001, 2002, 2013? Da, deci înțelegeți că au fost preluate... În 2006. Trebuia atunci 2006 înștiințată persoana. Nu trebuia să apară în 2006. Dom'le, dar în 2006 n-a venit.
Dacă tu ai amendă din 2002... Aceste amenzi au fost în rol înregistrate de atunci. Au fost în 2007. 2007, copii, și în 2007 trebuia să știe omul ăla. Dar știa, domnule, ia întrebați pe dumneavoastră, pe tatăl persoanei care a venit la dumneavoastră și o să vă spună că așa, el l-a avut-o. Bine, nu sunt ce, nu știu în cazul ăsta și mai. Dacă se mai scrie ceva la cuvânt, nu, dacă nu, declar închisă ședința. Mulțumim. Domnul Bătălea, luați o copie ca să ne uităm.